Realmente există 80% din vocabularul, din bagajul actual lingvistic italian. Actual. Deci dacă mâine dispare Italia, dispar toți italieni, dispar toate cărțile, dispar filmele cu Desica, dispare tot, și rămâne numai Divina Comedie, numai cartea Divina Comedie, se poate nu reconstitui, că n-ai căva un fragment, nu. Ai 80% din bagajul, din bagajul lingvistic actual al Italiei. Este enorm, pentru că dacă pui că 10% mai sunt neologisme, 10% sunt arhaisme, s-a terminat, ai ajuns la 100%. Ca să cuprindă un singur om, să cuprindă într-o singură operă. Și o să spune, umbla mult. Umbla mult, auzea oamenii vorbind, își mai nota. Nu e chiar așa. Pentru că nu sunt doar cuvinte răsfirate, sunt cuvinte care sunt, cum se cheamă, sunt metabolizate în gramatică, sunt puse în diverse forme. Foarte greu. Păi cine să întreb? Mă dai pe Google. Cum să scrie, mă? Sau miau, sau ca pisica. Cum scrie? Păi atunci, mă, cine să întrebi? Că de ce la unul întrebai cum să zice, mă, la tratatelor? Și ăsta la tratatul și ăla la tratatilor. Păi și eu cum scriu? Romul și-a luat această sarcină foarte, se zice că foarte apropiată imagine și foarte apropiată opera lui este de opera lui Eminescu. Foarte multă lume știe pe Eminescu ca fiind un poet extraordinar, toată lumea știe, dar nu-l cunoaște. Un poet extraordinar. Eminescu este un poet extraordinar, într-adevăr, este enorm. Dar face exact aceeași muncă pe care a făcut-o și Dante. A luat întregul bagaj al limbii române și l-a stabilizat. În opera lui Eminescu găsești, la fel ca și în opera lui Dante, nealterată limba de barhaisme, de regionalisme și așa mai departe. Haideți să trecem pe de aici. Deci când îi mai faci un semn, că pe mine mă ia barul și să te ia. Să trecem direct la Divina Comedie. Dante scrie Divina Comedie în clipa în care este alungat din Florența. În anul 1300 e alungat. Toți acești specialiști care au căutat, cel puțin Coșbuc, dacă îl vedeți, păcatele mele, are atâta, Coșbuc atâta, a încercat numai să vadă, să calculeze, după dând aia astru care era cu un calcule, atâta să calculeze ziua exactă când s-a întâmplat începutul scrierii Divinei Comedii. Istoricii spun, de fapt, la 1307, cam atunci a început să scrie. Este în exil, o scrie toată în exil, se povestește că au fost momente în care manuscrisele erau scrise cu hârtie, scria pe hârtie cu bană și cu propriul sânge, pentru că n-avea cu ce, acum e simplu, te duci la o librărie, dați-mi un pix, te-a pus să scrii, pe atunci cu ce să scrii. Și își lua propriul sânge și scrie. Din păcate, acestea sunt numai lucruri care, nu știu cât sunt legende, pentru că manuscris al Dante nu mai există. Nu există nici măcar o foaie scrisă de mâna lui Dante din Divina Comedie. Tot ce a apărut până ziua ta sunt prin manuscrise, dar copiate de alții și apoi tipărite în 1555, de atunci s-a dat drumul. Ce se întâmplă? Pe scurt, introducerea în Divina Comedie. Dante, opera și-o structurează pe trei planuri. Sunt trei planuri, pentru că sunt trei călătorii pe care le face, una după alta și Infernul, Purgatoriu și Paradisul. Nu o să discut foarte mult de ce înseamnă partea teologică din punct de vedere al Bisericii de Răsărit vis-a-vis de Purgatoriu. Că știți că există până în ziua de astăzi un conflict teribil pe tema existenței sau non-existenței Purgatoriului. Noi pornim de la premiza exactă a matematică, fie adevărată afirmația că ce a spus Dante acolo și vom merge pe firul. Se întâmplă care vreau să zic că, așa începe poezia, într-o zi, o să vă spun un pic așa în italian, că sună foarte frumos cum începe și e frumos să și auziți în original cum erau, nu în original auditiv, în original cum sunt date. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Astea sunt primele versuri din Divina Comedie. În Italia sunt celebre, oricine, dar atâta. Că, că și la noi a fost toată campania și a fost ca niciodată, de unde mai departe și pe urma asta, mai departe nimic. Dar până acolo, doar deci, el ajunge în pădurea asta, într-o pădure, ce la jumătatea vieții mele de muritor,
m-am găsit într-o pădure obscură, dar nu mai vedeam cale. S-a trezit dintr-o pădure. Acesta este în primul cânt al Divinei Comedii, care nu face parte din toate celelalte. Este aparte. Toate celelalte capitole au câte 33 de cânturi, total 99 de cânturi, plus acest cânt introductiv. Zice, și era pe câmp, în pădurea asta, așa, o și la un moment dat îi apar în față niște, îi apare o fiară, o panteră. Deci, pantera, pac, în față, o dată, și era și semi-întuneric, să... După care apare un leu. După care apare o lupoaică. E destul de zoologic. Toate simbolizează ceva. Lonța, adică pantera aceea, simbolizează desfrânarea, leu simbolizează mânia, iar lupoaica, dorința de înalțire. Erau, să zicem, păcate lui. Toată lumea crede pe Dante, lumea a scris Divina Comedie, trebuie, pentru că era un sfânt, nici vorbă. Nici vorbă. Era un om care tocmai ajunge în situația de a scrie Divina Comedie și ajunge în situația de a avea această pătrundere din infern și până în paradis să urce, ca o lovitură a vieții a lui Dumnezeu. Bun. După ce trece de animalele astea, așa, se dă pentru un tufi, stătea acolo și aștepta. Și la un moment dat zice, nu erau de ajuns că veseau animalele, mai apare și o umbră. Și a zice, prietene, mata, cine ești? Că deja am probleme cu asta. Și ăsta îi spune, nu-i spune direct că e Virgiliu. Îi spune că sunt mantovan de părinți și așa mai departe și el descoperă Virgiliu. Acum, haideți să vedem care sunt personajele. Virgiliu este omul care l-a influențat cel mai mult din punct de vedere profesional, profesional în sensul de poet. Pentru că profesional, Dante era de fapt farmacist, spițer. Îl diviniza. Și atunci, în clipa în care ajunge în selva asta oscură, în pădurea aceasta, Virgiliu, care era cel care îl îndrumase în viață, în toată opera lui literară, prin scrierile lui, diferența de secole între ei, îi apare să fie ghid. Virgiliu este ghid în infern și în purgatoriu. Mai departe nu putea să meargă pentru că era născut înainte de Hristos, deci nu era botezat și n-avea cum să acceadă paradisul. Și aici Dante găsește un fel de o chestie să se împace. Și face un limb. Pe primul cerc al infernului face un colț de rai, în care îi pune pe toți cei care erau născuți înainte de Hristos, copiii nebotezați, toți cei care nu fuseră botezați. De aceea nu putea să ducă în paradis. El îl duce în infern, purgatoriu, în paradis îl preia Beatrice. Beatrice, nu știu cât știți despre povestea lui Dante și a Beatricei, și a lui Beatrice, este o fată pe care o cunoaște când el avea 9 ani, prima oară. Se mai văd de câteva ori, niciodată nu-și vorbesc, se îndrăgostește de ea enorm. O diviniza. Într-așa mult o iubește, încât căsătorit fiind, pentru că el se căsătorește cu o Donati, cu Gemma Donati, deci n-avea niciodată, nu se căsătorește cu ea. Totuși, Vita Nuova, care este volumul de poezie enorm al literaturii italiene, este dedicat ei în întregime, Beatrice. Mai mult decât atâta, pe ea o alege ca să-i fie călăuzitoare în paradis. Beatrice murise cu 9 ani înainte ca el să scrie Divina Comedie. Murise la naștere. Și mai este un personaj, Sfântul Bernard. Sfântul Bernard de Clairvaux, sau italienii spun Sfântul Bernard de Chiaravalle. Sau în același loc. Sfântul Bernard de Clairvaux e folosit în paradis pe post de intermediar în dialogul dintre Dante și Fecioara Maria. Nu putea să se adreseze direct. Și atunci îl roagă pe Bernard să o roage pe Fecioara Maria să-l lase pe el să privească
în Dumnezeu. Și acum o să facem culmea. Fac o diagonală. Acum câțiva ani buni, Florin a ținut o conferință. Lume multă. Despre minte și materie, ceva de genul ăsta era. Superbă conferința. La sfârșitul conferinței, care mai de care luau cuvântul ca să laude și să spună despre ce au înțeles. Se ridică un domn profesor, medic și spune: iată, domnilor, după atâția ani de când profesez, pentru prima dată înțeleg noi căi de a pătrunde în mintea omului, noi metode pe care eu pot să le arăt studenților mei după prelegerea așa mai departe. Domnul care prezida, medicul care prezida, tot medic era și domnul care prezida conferința, oprește și ce nu vă spune. Probabil că nu-l cunoașteți pe distinsul domn, este coleg cu noi, dar să nu vă închipuiți că este un doctor chirurg, neurochirurg sau... nu, dânsul este ginecolog. Și dai seama că toată lumea a izgumit într-un râs teribil, tipul și-a păstrat calmul așa foarte și a zis, când s-a potolit râsul, a spus să am iertare. Nu cred că este importantă poarta prin care pătrunde. Așa că mi-am așa de chestia asta și o să o folosesc. De a nu pătrunde prin poarta principală în poezia lui Dante. De ce? Pentru că nici eu, dacă, și o să vedeți, când o să luați cartea și o să citiți, este foarte greu ca începând de la prima pagină să te duci spre ultima pagină. Nu e ceva care să te atragă. Nu poți. Ori ești calat pe zona literară respective. Și atunci o să facem... O să intrăm prin partea din spate. Ca făceam când citeam cărțile polițiste, mă uitam la sfârșit să văd dacă moare în final. O să luăm exact ultimul cânt din Divina Comedie. Este cântul 33 din Paradis. Ce se întâmplă în ultimul cânt? Dante, împreună cu Virgiliu, trece prin tot infernul, vede toate cele nouă cercuri infernului, cu toți damnații, cu toate cele urât, rău de tot. De asta este și comedie. Începe rău, că începe din infern. Nenorocire. Tot cu Virgiliu se duc în purgatoriu, îi arată și acolo purgatoriu ce e? Purgatoriu e o zonă, dar e, să zicem așa, un spațiu existențial în care oamenii au vreme ca să se căiască pentru păcatele lor. În teologia ortodoxă acest lucru nu există. Te căiești pentru ele aici, după coneți filma. Deci nu se mai întâmplă nimic, ca dincolo gata să termina. Nu. Regea catolică și-a mai luat această... Mai tragi un bilet ca la examen. Mai tragi un bilet, poate în purgatoriu reușești să mai curezi din tine ca și să ai posibilitatea să accesi. Apoi urcă în toate cerurile Paradisului, până în ultimul cer, în fața Empireului. Empireul se traduce în împărăție la noi, care este diferit de Paradis, de Rai. Empireul este locul unde este Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Ajunge aici bastionul final, ca să poată să... Care bastion? Să vadă în Dumnezeu, să privească în Dumnezeu. Era culmea călătoriei lui. Ultimul bastion între Dante și Dumnezeu era Fecioara Maria. În teologia ortodoxă, Fecioara Maria este numită gâtul. Dacă Hristos este capul bisericii, Fecioara Maria este gâtul bisericii. Pentru că prin ea Hristos vorbește bisericii și tot biserica înalță rugăciunea și le poartă tot prin ea. Așa o numesc Sfinții Părinți, gâtul bisericii. Și atunci ajunge în fața Maicii Domnului, nu poate să vorbească el direct și ce se gândește? Pe cine să aleagă ca să facă asta? Pe Sfântul Bernard de Clairvaux. Sfântul Bernard de Clairvaux este cunoscut ca unul dintre cei care a scris o imnologie pentru o mariologie extraordinară, imnologia pentru Fecioara Maria, către Fecioara Maria. Mai este cunoscut și din punct de vedere istoric, să spunem așa, pentru voi. El împreună cu abatele Suje sunt cei care construiesc stilul gotic. Abatele Suje de Saint-Denis, împreună cu el, dar îl construiesc cum?
dacă citiți scrisorile dintre ei, jale că abatele Suge vroia, domnule, să fie lucru mare, să încapă lumea multă, să fie aur, să fie frumos, pui un obiect în lumină, dintr-o dată, enoriașul capătă sentimentele, tremură stomacul, trebuie să fie și Bernard pe mine, e bun la cap. Păi cum să faci asta? Trebuie să fie totul simplu, trebuie să fie el fiind monah. Se tot încontrează, până la urmă se și împacă, dar prin încontrările lor construiesc împreună arhitectura arhitectura gotică. Sunt bun bazele, să zicem, arhitecturii gotice. Este o carte foarte, foarte interesantă, dacă vă pică mâna, ca să o citiți, arhitectura gotică și gândire scolastică, aceasta Rovanovski este. Sunt toate dialogurile dintre ei, le găsiți aici. Bun. Acum, la lege fă Sfântul Bernard să-i spună. Și hai să vedem ce îi spune Sfântul Bernard. E mai bine ca el cine știa ca să se adreseze Fecioarei Marie. Și ce așa, o să citim, o să parcurgem un pic textul. Dacă găsesc și eu tenare. Începe așa. Fecioară Maica Domnului și Fică, soroc nestrămutat al vrerii sfinte, ce mai presus de ființe se ridică. Tu ești aceea ce umana ginte-a înălțat, astfel că ziditorul nu se sfie în lut să se înveșminte. Primele versuri sunt absolut extraordinare. Numai prima parte, Maică Fecioară a Fiului tău Fică. Stai, rămâi pe cum adică, Maică Fecioară, am înțeles, dar a Fiului tău Fică, Fica Fiului tău. De adevăr, Maria era deoportivă și Maica Domnului, dar era și Fica Domnului fiind, Domnul fiind, Hristos fiind Dumnezeu și om. Aici o să fac o mică legătură cu forma originală, pentru că traducerea pe care am să vă citesc este făcută de Eta Boieriu. Eta Boieriu face o traducere absolut genială, dar nu de fiecare dată foarte corectă. Sau nu de fiecare dată foarte exact.